Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum că a intrat și Rapidul e pe cai mari, uite că FIFA se pregătește să schimbe regulile. Va dă peste cap. Ai văzut? Se întâmplă asta. Deci, fiți atenți, FIFA testează reguli noi, pe care cine știe am putea să le vedem implementate la un moment dat, poate mai curând decât credem, în meciurile de fotbal. Patru propuneri, 0372069599. Eu vă zic care sunt ideile astea, care sunt deja aplicate la o competiție care se desfășoară, cred, zilele astea, Cupa Viitorului Fotbal, Viitorul Fotbalului, un turneu organizat în Olanda, la care participă formațiile de tineret Under 19, ale grupărilor PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig și Club Brugge. Whatever ce. Brugge? Whatever. Da. Sunt participe patru, patru cluburi care sunt destul de cunoscute. Cel puțin Eindhoven, Leipzig și Brugge sunt destul de cunoscute. Asta Alkmaar n-am auzit de el. Ba de da. Unde este? Românii zic Bruj, Club Bruj. Da. Eu vorbesc în flamandă. Da. Nu, valona e cu francezii, flamandă e ailaltă. În ailaltă. Așa, da. Mă rog. Deci fiți atenți, 0372069599. Avem așa, două reprize a câte 30 de minute timp efectiv de joc. Ce înseamnă timp efectiv de joc? Adică opresc cronometru. În momentul în care ieși mingea în aut, fie aut de poartă sau autul pur și simplu, păi și ce, opresc cronometru. Am 23-24 de minute. Serios? Într-un meci bun. Dar 90 de minute? Nu, 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 din 45. Deci din 90 de minute se joacă efectiv mau, cam o repriză. 50. Da. Deci practic cap să fie cap. Cum? Ca la basket, ca la handball. Când iese mingea afară, pac, s-a oprit cronometru și se reia după aia. Deci... Dar e foarte complicat, adică o să... De ce să fie complicat? Că... Păi se întâmplă lucrul ăsta la basket și la hockey la fel. Cum să nu? Da, au sisteme, calculatorul urmărește și câți kilometri a alergat jucătorul. Bine, că acum cu varul și cu astea, da, se poate face computerizat toată șmecheria. Doi, schimbări nelimitate. Asta pentru nea Gigi. Mamă, îl dă peste cap. Că ești demisia. Pe care nu e hazul. Nu mai are schimbări nelimitate, acum se pot face 5. Schimbări. Se pot face 5 de când cu COVID-ul. Da. Da. Dar la prelungiri mai faci una, 6, de obicei 3. Exact. Asta e tare. Repuneri de la margine cu piciorul. Ca să se joace mai repede. Asta s-a mai discutat, da. Da. Ca să crească viteza jocului, practic șutezi mai departe și în felul ăsta probabil că îi pune să stea și la 9 metri. Asta cred că e cea care ar putea influența cel mai mult, după părerea mea. Dacă ai un out undeva în zona porții, o degajezi și ai plecat la revedere. Da. Și scuză-mă, și ar putea fi orice iaut din preajma porției, e ca un corner, practic. Și o să aibă toți mânuțele sub dezvoltate fotbaliști. Măcar auturi mai bași cu mâna. Eliminare temporară de 5 minute pentru primirea cartonașului galben. Jucătorul stă la marginea terenului, este pe margine 5 minute. Da, s-a mai discutat asta cu eliminările temporare, asta a mai fost discutată. Oricum, regulile fotbalului se schimbă foarte greu, pentru că există un board format din niște domni venerabili, dacă nu s-or mai fi pensionat din ei, în britanici, extrem de conservatori și trebuie să fie convinși că merită deranjul. De-aia regulile fotbalului au fost neschimbate atât de mulți ani și, da, unele dintre ele poate sunt bune, pe de altă parte, uite, acum de când cu varul, fotbalul și-a mai pierdut din dinamică. Da? Pentru că se opresc meciurile de N ori ca să vadă faze arbitru, se întoarce faza și așa mai departe. Și poate ar fi cazul să fie și ceva... 0372069599. Avem așa, două reprize, 30 de minute timp efectiv de joc, schimbări nelimitate, repuneri de la margine cu piciorul, nu cu mânuța, eliminare temporară de 5 minute pentru cartonaș galben. Cum vi se par aceste propuneri? Hai să vedem, uite, Ion e cu noi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Salut, Ione! De la Timișoara vă sunt. Da. În afară de propunerile pe care le aveți voi sau pe care le-ați prezentat voi, eu mai am o propunere. Mm. Pentru că în România fotbalul oricum e foarte lent. Să introducem și varianta în care poți să protejezi mingea doar dacă ai atins-o. Pardon? După cum ați observat la cornele, la auturi, se protejează mingea ca să iasă în afara terenului. Da. Și să câștigi un out sau un out de poartă sau... Da. Ei, dacă ai atins-o, poți să o protejezi. Dacă n-ai atins-o, e obstrucție. Păi dacă ai atins-o și o protejezi să iasă, e cornerul ălorlalți. Păi nu, dar dacă ai atins-o, înseamnă că nu mai o protejezi să iasă. O protejezi ca să o joci.
Da, înțeles, interesant asta. Da, mulțumim foarte mulțumim, mult. Mulțumim, Ion. E Paul cu noi. Bună dimineața. Salut, Paul. Salut, Paul. Cum ți se pare ideile? Mi se pare o tâmpenie. De ce, domnule? Parcă niciuna dintre ele? Niciuna, absolut niciuna. Mi se aia cu cartonașul galben mi se pare bună. Nu, și spun și de ce. Pentru că parcă vor să-l transforme așa ca pe un joc pe calculator. Nu știu, e ciudat așa. Fotbalul e un joc, să-l și practici, să te și uiți, să fie o plăcere. Deja 100.000 de reguli, 100.000 de, nu știu, mi se pare ciudat. Da, uite, adică, e părerea mea. Tu spui că acum regulile de acum sunt perfecte, nu mai e de schimbat nimic. Asta înțeleg. Nu am zis că sunt perfecte, dar nu așa, adică vii deodată sau hai să acceptăm, hai să zicem, poftim, domne, câte sunt? 4 deocamdată, da? Propuneri. Propuneri, da? Uh-huh. Fă-le, adu-le treptat, ca să zic așa, nu știu, mi se pare o chestie, bau. Am înțeles, Paul e mai conservator decât bordul ăla de care vorbea Luca ceva mai devreme. British. Aia, o să fie efectiv de joc e interesantă, știi? Că sunt acum multe meciuri în care se trage de timp și așa mai departe și n-apuci să vezi cine știe ce. Pe de altă parte, asta înseamnă că te duci la meci, dar nu mai știi când vii acasă. Nu știi când, da. Da, 30 de minute. Gândește-te că un meci... Eu știu că sunt destul să duc la meci, nu știu când mai ajung acasă. Cu timp efectiv de joc, 50 de minute, durează acum 90 plus prelungiri, pentru a avea 60 de minute, ar însemna să fie cel puțin spre 2 ore. Dar avem și pe Adrian cu noi. Bună dimineața! Salut, Adrian! Bună dimineața! Salut. Adrian, de la Cluj. Să trăiești. Ia zi, Adrian. No. Eu sunt mai lent așa și atunci aș vrea 4 reprize de 20 de minute. 4 de 20. Până merg la frigider să mai au 2 beri, să mă mai servesc, mai durează. Și cu pauză între ele de... Băieții, deci să fie repriză 20, pauză 20. Da, mulțumim tare mult, Adrian. Paul, mulțumim. Ion, mulțumim tare mult. Nu știu ce facem dacă la aia cu cartonașul ia cartonaș galben portarul. Bună observație. Da, uite, înțelegi? Poți să le scrii. Și îl scoți 5 minute. George, sunt din București. Da. Cum o vedeți? La Rapid de Siblu, că intră Pancu, a mai fost de pe margine și îl băga pe el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.